Având în vedere că ne aflăm la ultimul meci înaintea marii finale, orice probă câștigată este mai importantă decât niciodată. Acum vă rog, atenție foarte mare, vă rog să aruncați cu pricepere cât mai multe mingi în butoaiele cu apă din fața voastră. Pare simplu, știu, dar nu e chiar așa. Înainte ca mingea să intre în butoi, trebuie să atingă podeaua cel puțin o dată. Aveți la dispoziție același număr de mingi, vă fac o demonstrație chiar acum. Chiar acum. Ar fi a 7-a oară când ratez. Wow, așa, ăsta se pune un punct. Vă invit pe voi în dreapta, pe voi în stânga, același număr de mingi. Cu cine începem? Cu cine vrei tu? Hai că încep cu Liviu, că e în dezavantaj. Hai să începem cu fetele. Lăsăm pe băieți, că ei sunt cu mine. Hai, rog. Nu, tu dai prima. Lăsăm fetele prima. Elena dă prima, ia. Da, hai. Dai undeva la mijloc, un pic mai tare jos, ca să facă boltă, da? Hai, bapă, să intre în coteț. Dă-i ușor, ușor. Elena, prima. Nu ușor, nu ușor, lasă-l. Asta ca să mă intimidez. Foarte tare, da? Dă-i tare. Hai, Elena. Uite, fii atent. Hai, Elena. Prima lovitură acestei seri. Bravo. E perfect. Bine, cam așa. Bravo. Să-ți mai arăt o dată. Fii atent, lasă, dă-te. Dă-te, mă, de aici la o parte. Raluca. Raluca, fii atentă. Ia-ți mâna de aici. Hai. La noi se știe dinainte. Se aruncă frumos, cu talent ușor și povestim după. Deci, iată. Da, ia-o pe aia portocală. Și tare constituirea, nu? Hai, Raluca. Sportivă, ia. Mai tare. Liviu, Liviu! Hai, mă, n-are nimic! Băi, să știu că și mie îmi pare rău! Care dă? Dima! Nu vine să cred că am ratat! N-are nimic! Hai! Te rog! Bravo! Ce ghinion! Lasă, Dima, nu-i nimic! Liniște! V-aș ruga să faceți liniște, pentru că vine Temi! Temi, doar dacă întinde mâna, ajunge într-un butoi. Hai, Temi, să-ți arăt, să-ți arăt. Stai. Mai slab. Mă, cât de lași scapit. Nu-i arată, nu și eu arăt. Uite cum se face. Așa începe. Bravo. Bine. Liviu, iată cum se dă. Se dă așa, e așa frumos și dă așa frumos. Și așa mă de aici. Deci, fii atent. Zbârcă baba pe lopată, că se-a... Și... primul punct! Bine! Am încredere că poți egala. Nici eu. Andrei, Andrei. Fii atent, Andrei. O iei de aici. Vino cu Andrei, Andrei. Mi-a luat la bariera, domne. Vino puțin. Stai. Să arunci cu capul? Ce drăgu! N-ai cum să ratezi în situația asta. Nu ai cum. Wow! Peste tine! 1-1! Capitanii în aceeași piscină, ia uite-i! Începe a doua rundă! Lasă-l, mamă! Hai! Elena, din nou poate fi momentul decisiv! Voltă! Mai încet, Elena! Mai încet! Am vrut să dau în juriu! Poate vine înapoi, mă! Te-a supărat cineva din juriu? Da, să nu face nimic! Ce să zicem? Mă bazez să pune soiul! Să știi că nu sunt supărat! Nu trebuie! E, mă, e! Hai, dar că poți! E, mă! Hai încolo! Hai! Extraordinar, Luca, un punct! Nu faci neapărat! Dima, nicio presiune! Dacă nu marchezi, poți să pierzi! Tare, să sară, tare! Ca să sară, da? Mai tare, trucul! Prima oară mi-ai spus să dau pe lângă. Da, acum dă-i bine de tot, cum ți-am spus. Da, foarte bine dai, Temi. Hai, Temi, te rog, te rog! Hai mai jos un pic! N-am nenorocit! Bravo! În acest moment, lovitura ta este cam degeaba. Uite aici să savurăm victoria. S-a terminat povestea. Te-a dat peste mână! Te-a dat peste mână! Nu mai mă joc! Te-a dat peste mână! Te-a dat peste mână! Cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cu 3-1! 4, mă, 3-3, aia nu era acolo. Aia am aruncat. Aia nu era acolo, nu era acolo. Nu mai avea o dată. A fost bonus aia. 3-1, proba este câștigată de Andrei Ștefănescu. Dragii mei, ce bucurie mi-ați făcut. Data viitoare. Bravo. Și scorul general devine un pic mai strâns. Recuperează Andrei un punct. Cum, un pic? Și este 3-2 pentru Liviu Vârciu.